Și domnilor, la discuția cu domnul Alexandru Oprea, vicepreședinte PSD, fost și cel mai probabil viitor președinte de Consiliul Județean. Domnia sa, înainte de pauză, ne vorbea despre faptul că la Consiliul de Dezvoltare Regională s-a vorbit despre realocări de fonduri, ne-a spus despre faptul că județul Dâmbovița ocupă un onorat loc 3 la capitolul proiecte de finanțare semnate pentru lucrări pentru proiecte din județul Dâmbovița. Ne-a vorbit despre DG711 și DG712. Domnule Oprea, revenim la aceste proiecte pentru că sunt foarte importante. Infrastructura este rana mereu deschisă în județul Dâmbovița în ultimii 30 de ani, mai mult, dar noi vorbim, ne raportăm doar la perioada post-revoluționară. Știu că fiecare echipă care s-a prindat la conducerea politică și administrativă a județului a avut în discurs cel puțin ca prioritate absolută infrastructura de toate genurile, și rutieră, și sanitară, și de învățământ, dar cea rutieră este foarte importantă și pentru dezvoltarea economică și pentru atragerea de investitori. Dumneavoastră sunteți unul dintre cei care în mandatul de președinte ați pus un accent grav, în sensul că tare așa, pe această latură a infrastructurii rutiere. Mențineți în continuare acest discurs. Ce avem de făcut la modul optimist, dar și, cum să spun eu, realist? Că noi ne visăm, noi ne dorim și autostrăzi dacă putem până la București, dar ce putem face maximal în județul Dâmbovița în viitorul apropiat, iată, grație și acestor finanțări și acestor colaborări în Consiliul de Dezvoltare Regională și pe PNDL și cu proiecte europeană. Care este viziunea noastră asupra acestui aspect? Eu am criticat în alte emisiuni faptul că cei care au asigurat managementul Consiliului Județean Dâmbovița și îl mai asigură încă și astăzi, n-au reușit anul trecut să cheltuie banii pe care i-au avut la dispoziție, inclusiv pentru lucrări de infrastructură. Din acest punct de vedere, în momentul în care sper să ajung din nou la conducerea Consiliului Județean, nu vă ascund faptul că în calitatea mea de consilier județean am discutat cu colegii din Consiliul Județean și am creionat, să spunem, în mare obiectivele de investiții pe care trebuie să le avem în vedere. Și drumurile județene constituie o prioritate și mă voi ține de acest lucru. Dar vă spuneam că au fost atât de capabili încât județul Dâmbovița încheie anul financiar 2018 cu un excedent de aproape 600 de miliarde de lei vechi, 60 de milioane. Deci aproape 14-15 milioane de euro. Vom avea în proxima ședință de Consiliul Județean o hotărâre de Consiliu prin care vom aproba repartizarea acestui excedent. Am discutat cu colegii mei și le-am propus și mare am obținut acest lucru, ca acest excedent să fie dus cu prioritate pentru drumurile județene. Să terminăm odată acele asocieri începute și în care trebuie să mai punem și noi bani, cum trebuie să mai punem și unitățile administrative teritoriale, să facem niște covoare asfaltice pe niște sectoare de drum pe care iarna a lăsat urme și cu care avem probleme, să facem inclusiv niște poduri, niște podețe, să discutăm cu primăria Târgoviște pentru că este blocat proiectul de centură și să terminăm măcar podul de la oțelărie, să aloce și Consiliul Județean să facem un parteneriat. Deci am pus aceste lucruri într-o cheie axată și aplicate pe necesitățile actuale. Pe ce înseamnă necesitățile concrete ale județului Dâmbovița, din acest punct de vedere eu sper să avem rezultate bune și foarte bune. Repet, dar nu pot să facem lucrurile astea peste noapte dacă nu avem bugetul. Până vine bugetul, făcută procedură de achiziție, cred că ne apucă undeva luna august ca să începem niște lucruri cu adevărat importante. Deci sunt foarte corect și foarte serios în a vă spune cam care sunt termenele, zic eu, realiste. Ca așa să vă spun, domne, mă duc eu la Consiliul Județean după 15 martie și curge lapte și miere. Pe de altă parte, vrem să dezvoltăm ceea ce înseamnă zona de la unitatea militară de la gară și ați văzut că se lucrează acolo și eu sper să terminăm până în vară drumul. Să am alocat bani din aceștia, să facem inclusiv iluminatul public. Dacă avem acolo un drum pe 4 benzi, începem construcția mall-ului, sper că târgoviștenii să meargă și să fie într-o zonă în care să prezinte și să aibă o față decentă. Și de asemenea, ne-am preocupat și am discutat cu doamna ministru Rovana Plumb în perioada când a asigurat interimatul la Ministerul Transporturilor ca județul Dâmbovița să fie deblocate acele proiecte prioritare. Și proiect prioritar pentru noi a fost DN71, modernizare 4 benzi de la Buldana la Titu. Asta s-a rezolvat. După aceea, 4 benzi Buldana la Târgoviște, scuzați-mă, modernizare până la Sinaia și deja se află în SICAP. De asemenea, am rugat să facem diligențele necesare, drumul de la Buldana la Titu să
se declară... Ăla trebuia să fie gata de acum 10 din, ani. Din 2007, e da. O promisiune a guvernului da. Tăriceanu. A fost un, nu, a fost chiar un memorandum încheiat cu grupul Renault. Și de asemenea s-a dat drumul la studiu de fezabilitate pentru drumul de la Ploiești, Târgoviște-Găiești, care tranzitează județul DN72. Eu zic la fel, un drum foarte, foarte important pentru județul Dâmbovița. Care a fost ultima oară s-a lucrat serios pe el prin 2008, 2012. Cred. 2012. 2012. Ultimul strat de asfalt. Ultimul strat de asfalt. Da, dar bun, de ce spun aceste lucruri? În 2016 noi am spus că ne preocupăm pentru investitorii care să vină și să investească în județul Dâmbovița. Puțin ne-au crezut când am spus că vor veni cei de la Arctic și vor face acest complex industrial, pentru că așa trebuie să-l denumim, ce a apărut în zona Arcticului. Asta este lucru bun, că avem locuri de muncă, că avem dezvoltare. Lucru mai puțin bun este faptul că am întârziat foarte mult cu acest DN71 și dacă nu-l facem, în jur de 100-150 de tiruri vor bloca zilnic acest traseu. Deci, de asta, pentru mine, este o prioritate DG711, care este o cale alternativă, și DN71, prioritate ca să putem să avem dezvoltare pentru investitorii de la Arctic, legătura cu Bucureștiul, cu autostrada A1, cu autostrada A3. Da, și mai e un aspect aici, domnule Oprea, dacă nu am rezolvat problema cu tranzitul acelor sute de camioane care vor căra produsele de la Arctic, va fi un semn de întrebare și pentru alți potențiali investitori care se vor gândi de două ori înainte să vină în Târgoviște și în Dâmbovița, când vor vedea haos pe șosele, pentru că oricine vine, cheltuielile cu logistica și cu transportul înseamnă mult în economia unei firme. De acord cu dumneavoastră, eu am discutat și discut, mă rog, ăsta este avantajul meu aproape lunar cu managementul firmei Arctic. Cred că ar trebui să luăm în calcul și, eu știu, mijloace de transport alternative și de genul trebuie să revitalizăm transportul pe calea ferată, pentru că mă gândesc că, de exemplu, în zona Văcărești se poate face o haltă pentru a se încărca și pe calea ferată. Și de ce nu? Pentru că tot ne aflăm spre nordul Bucureștiului încoace, poate gândim că nu trebuie foarte mult și cred că este o investiție care poate fi suportată direct de la Bruxelles, un aeroport de tranzit de mărfuri. Cu pistă, cu hangare, cu tot ceea ce trebuie, pentru că noi nu conștientizăm acum. Avem șansa să dezvoltăm în județul Dâmbovița cel mai mare hub de produse electrocasnice din Europa, volume mari. Gândiți-vă ce înseamnă frigidere, mașini combine frigorifice, combine congelatoare, mașini de spălat, rufe, mașini de spălat vase și aparat de gătit. Că vorbim de aragaze, că vorbim de cuptoare de alt gen. Deci toate astea vin piesele, componentele, se asamblează, trebuie să plece. Da. Deci este un trafic și cu intrare și cu ieșire. Și trebuie să gândim și soluții. S-a mai pus cândva cu ani în urmă problema construirii unui aeroport undeva în zona de sud. Nu ne trebuie cine știe ce sofistică. O pistă în jur de un kilometru cu hangare, cu aeronave de-astea, nu Boeing. Căi de acces, calea ferată? Acces la calea ferată avem. Da. Târgoviște-București există. Deci lucrurile cred că pot fi gândite și poate dacă l-aducem și avem avantajul ăsta al apropierii față de București. Și accesul și pe calea aerului? Nu văd de ce nu și cei de la Pitești ar putea să vină de la Pitești spre noi și să facem de aici un punct de îmbarcare. Cred că trebuie gândită și trebuie adaptată strategia județeană cu aceste lucruri. Acum, fără văzute, sunt surse, nu sunt surse, care sunt cheltuielile, ce ar însemna chestiile de operare, dar pentru noi ca și județ, pentru Consiliul Județean, cred că ar fi un plus și de ce nu și pentru investitorii din țară. Păi ar cam fi cazul, domnule Oprea, pentru că într-o strategie de dezvoltare a județului Dâmbovița de acum vreo 10-12 ani era la loc de cinste inclusiv creșterea de soiuri rezistente de albine. Adică cu asta nu vom dezvolta niciodată județul. Haideți să facem drumuri. Cred că investiția de la Arctic o vede toată lumea. Este o investiție acolo de 400 de milioane de euro și e... Încerc să-mi dau seama cât de răuvoitor să fii să nu vezi. Nu știu. Nu, dar... Te împiedici de a realmente și la propriu și la figurat. Nu. Dacă până anii trecuți aveam o problemă, toată lumea, domne, nu găsim locuri de muncă, nu știu ce. Vă spun că acolo vor fi aproximativ 4.000 de locuri de muncă create de către Arctic și de către subcontractorii lui. E adevărat, întâmpinăm niște probleme acum pentru că se specializează la Găiești, vor veni încoace, se va face schimbul 1, schimbul 2. În zona de nord a județului, cei de la Sun Garden
Știți foarte clar că s-au dezvoltat și au acum o investiție de aproape 30-40 de milioane de euro, încă 800 de locuri de muncă create. Am reușit cu chiu cu vai, dar am reușit să declarăm stațiune turistică în zona Padina Peștera și vă spun că au început și acolo să vină investitori interesați de ceea ce înseamnă zona și cred că în strategia Consiliului Județean trebuie să facem de urgență o pârtie de schi ca să reușim să atragem oameni și infrastructura rutieră. Și infrastructura rutieră, domnul Juju, dar repet, le mai spuneam unor colegi de-ai noștri care tot așa, toată lumea vrea ca lucrurile să întâmple, scuzați-mă, ieri. Vă dau un exemplu la care trebuie. Știți câți kilometri de drumuri județene există în județul Dâmbovița? 1000 și? Nu, aproape 900. Vreau să vă spun că în 50 de ani de comunism, în anul 1990, erau asfaltați 250. Asta actualmente, astăzi când vorbim, sunt 847 asfaltați. Deci mai avem vreo 40 ceva de kilometri încă caldarâm sau piatră. Pietruite. Da. Bun, deci s-au reușit în 30 de ani, mâine, poimine, să asfaltăm aproape 600 de kilometri. Un kilometru de asfalt pe medie acum în zona de șes costă aproape 600.000 de lei noi, iar deci vreo 6 miliarde, iar la munte undeva spre 10-12, depinde ce ai de făcut, consolidare de mal. Spre un milion, spre 250.000 de euro, da, pe kilometru. Adică, bun, bugetul de drumuri al Consiliului Județean, anul ăsta, care este un an bun și am reușit să solicităm niște bani în plus, și anul trecut a fost de 115 miliarde, anul ăsta de 134. Adică, dumneavoastră, ce dacă luăm în calcul un drum al nostru, să nu mai depindem de Prahova, care se comportă destul de ciudat, apropo de drumul la Preadichiu, dacă ar fi să facem de la Moroieni spre Bolboci... Păi vreți să vă spun cine se opuneau ca noi să schimbăm prioritățile? Cele două județe din frunte și le-am spus, hai să luăm câți bani au și care-i bugetul lui Prahova și lui Argeș, hai să vedem ce are Dâmbovița, că suntem pe locul 3 ca buget și zic, nu fiți atât așa, pentru că schimbăm un drum care avea o solicitare de 600 de miliarde, deci vreo 15 milioane de euro, cu un drum care costă numai 10 milioane de euro, adică mai mică, nu veni cu asta și am reușit să-i convingem, că altfel nu. Știți că hotărârile CPDR-ul se iau prin consens. Da, e o problemă. Noi cu dezvoltarea zonei montane a județului Dâmbovița întâmpinăm probleme nu atât din lipsa banilor, sau nu numai din lipsa banilor și a posibilității de a investi masiv acolo, ci și piedicile puse de pe margini, pentru că nici prahovenilor, nici argeșenilor nu le convine. Scuzați-mă, mai e și altceva. A existat și o lipsă de coerență a decidenților politici, pentru că vreau să vă spun un lucru. Eu am luat la Consiliul Județean în 2017. Și auzisem și eu prin 2008-2009, stațiune, stațiune, stațiune. Și am zis, băi, fraților, ce texte legale, ce cadru legal avem care reglementează ce trebuie să facem? Organizat. Mi s-a dus textul de lege și am luat așa, ce documente trebuie să avem? Unu, două, și am făcut un opis. Din opisul ăsta de 20 de puncte, câte avem și câte așa. Și într-un an de zile am completat acest opis, am reușit să depunem documentația. La fel, vă rog să nu credeți, să discut acolo de pârtii de schi, cred că după în perioada 2008. Chiar mai nou, era de pe vremea lui Adrian Năstase, Super Ski în Carpația, aveau comparantă Bucești, 2003-2004. Vreți să vă spun că am întrebat, mă, arătați și mie, pe unde trec pârtiile astea? Cu trei dalea, cu niște valori de exorbitate, de zeci de milioane de euro, bă, hai să facem una și plecând de la una, unde avem terenul expropiat, unde nu știu ce, le facem și pe celelalte. Da, vă spun, trebuie să ai și rațiune, trebuie să ai și puțină și viziune, coerența administrativă, și continuitate. Și coerență și continuitate administrativă. Da. Credeți că veți reuși să faceți dumneavoastră asta? Pentru că iată, sunteți nănașul, ca să zic așa, stațiunii, da? În perioada... Nu, că și-au asumat-o alții, nu? Știți că nu e niciun fel de problemă. Eu nu m-am bătut cu... Da, pe mine nu mă interesează cine și-o asumă. Eu întâmplător fac parte din categoria celor care știu cum mai merg lucrurile prin județ, ca orice ziarist, da? Bun, s-a făcut cu efortul echipei pe care ați coordonat. Eu cred că în mandatul pe care l-am avut la nivelul Consiliului Județean, sigur, n-am fost un tip comod și n-am fost un yes-man. Dar cred că am dovedit că în momentul când am ieșit și am spus că un lucru se întâmplă, s-a întâmplat. Dacă am spus că un lucru nu se poate întâmpla, am dat și motivația pentru care nu se poate întâmpla. Ceea ce vă asigur este că sunt un om de bună credință și că am dorința ca acest județ să se dezvolte. Și eu cred că avem premize ca în perioada următoare județul Dâmbovița să fie un județ important din punct de vedere economic și administrativ. Îmi amintesc, domnule președinte, cu puțin timp înainte să fiți executat
politic și administrativ, că ăsta este termenul, nu ne ascundem după deget, aveți un proiect pentru promovarea integrată a județului Dâmbovița din perspectiva turistică, pentru că avem și turism ecumenic și montaj de toate și noi să spuneați că este nevoie de o strategie unitară și coerentă care să promoveze cu totul județul, pentru că pe bucățele nu suntem nici atât de atractivi, nici atât de vizibili și nici atât de rentabili, ca să zic așa. A rămas clar în suspensie acel proiect, îl veți relua acum? Da, cu toată tăria și vă spun și de ce. Ați fost și dumneavoastră afară, am fost și eu de atâtea ori. Avem o bogăție inestimabilă din acest punct de vedere. Avem Curtea Domnească, avem Palatul Brâncovănesc, avem mănăstirile de lemn, avem mănăstirile celelalte, avem peștera Ialomiței, zona montană. Dumneavoastră vi se pare corect ca în secolul 21, de exemplu, să mergeți la Curtea Domnească și să n-ai un audio buc, da, să n-ai o proiecție acolo, să-l văd, nu știu, am fost eu la cetatea Suceve, îl vedeam pe Ștefan cel Mare, nu știu, o imagine din film, mi-ar place să-l văd și eu, nu știu, pe Mihai Viteazu, pe Țepeș, Vlad Dracu, pe Țepeș, pe cine vreți dumneavoastră, o chestie din asta istorică. Avem peștera Ialomița. Am fost și am vizitat, scuzați-mă, o peșteră din Ungaria cu Crucea Roșie prin 2017. Dom'le, știau să vândă lucrul ăsta, adică instantanee făcute, partea asta de reclamă, de marketing, de nu știu ce. Eu nu zic că trebuie să o facă Consiliul Județean, bă, dar cred că noi, ca și entitate, împreună cu complexul muzeal, pentru că vă mai spun un lucru, știți ce m-a deranjat? A participat la târgul de turism. Știți ce era pe pliantele Consiliului Județean? Sau ale Carpamontana? Castelul Peleș. Mă, dar noi chiar n-am găsit să punem Palatul de la Podroci, Curtea Domnească, peștera Ialomiței, pe acele Palatul de la Podroci chiar este, sunt două în țară, de fapt, da? Doar atât. Asta este un aspect. Unul la Măgușoaia și unul la Podroci. Al doilea lucru cu care nu sunt de acord și l-am spus, am vizitat și eu pe afară. Păi, nene, eu mi-aș dori ca în aceste locașuri de istorie, cu respectarea, cum să spun, la milimetru și la dungă a legislației privind protecția, privind site-urile istorice și așa mai departe, Dumnezeu să dai voie să ai și activități comerciale. Că nu se poate să devină altfel atractiv. Eu cred că și dumneavoastră v-ați simțit bine dacă, de exemplu, în interiorul Curții Domnești v-ați putea permite să vă duceți, nu știu, cu prietenii, cu familia, la un restaurant, la o cofetărie bună, la o terasă. Păi da, castelele în Salzburg, castel de 1000 de ani, are restaurant, cofetărie, shop, magazin de textile și alte chestii. Ni s-a spus că nu se poate. Sau, de exemplu, dacă la peștera Ialomiței aș avea acolo niște instantanee, niște camere, să ia turistul și când iese, îi pun pe un ecran, uite, nene, filmulețul că mi-ai vizitat traseul ăsta, păi ia două de alea, te costă, nu știu, 10 lei, 15 lei, 20 de lei. Mi-am avut, nu vă vine să crede, într-un an, 230.000 de vizitatori în peșteră. Vă dați seama... Vă dați seama, populația județului, practic. Vă dați seama ce înseamnă asta din punct de vedere al unui management adecvat, din punct de vedere al marketingului? Păi, la toate obiectivele turistice, o medie, așa să spunem, beneficiul după fiecare turist este cam de 3-4 ori mai mare decât biletul de intrare. Vă mai spun un lucru. Avem palatul ăsta de la Podloci splendid. Avem palatul de aici. Mi-aș dori și eu să văd acolo și să văd organizate evenimente toată vara acolo, nu știu, un festival de muzică bizantină, de muzică tradițională, fel de fel de evenimente, cineva care să le gândească într-o strategie unitară și să depășim această, nu știu, rutină pe care o avem. Mă duc acolo, iau un bilet, intru, nu vorbește nimeni, nu spune nimeni nimic. Păi nu, dar e vorba de cei care administrează. De exemplu, cred că s-ar putea face un parteneriat cu Universitatea Valahia, avem facultate de istorie, cu liceele târgoviștene, pe bază de voluntariat, că tot vorbim acum de voluntariat, nu cred că n-ar putea și Primăria Târgoviște și Consiliul Județean Dâmbovița să plătească o recuzită, nu știu, minoră, și pe timp de vară cel puțin, că e mai puțin costisitor. Să avem acolo niște domnițe, niște care să populeze chestia asta, să ia turiștii, să-i ducă, să-i plimbe, să-i amețească, sau, nu știu, un fel de gardă a cetății făcută, lucruri de genul pe care le-am văzut afară. Nu inventez eu apa caldă, dar ăia știu să-și vândă, cum să spun, la... Ăia acoperă procente bune din bugetul țării, din turism. Noi nu reușim să ținem, să întreținem curățenia într-un astfel de spațiu. N-ai cum, numai din bilete n-ai cum. Păi nu se poate doar din bilete. Din bilete n-ai cum, hai să fim serios. Păi da ce, și pe afară, dai 5 euro pe un bilet de intrare la muzeu, dar mai cheltui 50 pe un suvenir, pe o fotografie, faci o fotografie cu străjerul, mai te duci o prăjiturică cu sigla respectivă. Chestiuni de genul ăsta și făcute de cineva
Da, trebuie, cine, nu, trebuie să-și depășească condiția de funcționar care așteaptă pe 14 luni să-și ia leafa de la Consiliul Județean sau de la nu știu. Trebuie să-și depășească condiția, dar mai trebuie să fie și acel lider care să stabilească direcție. Păi, știți cum spun arabii? Arabii spun că decât o turmă de lei condusă de un măgar, mai bine o turmă de măgari condusă de un leu, domnul. Așa e. Trebuie să mai fie pe undeva și leul ăla. Bun. Apropo de leu paraleu, v-aș întreba, domnule Oprea, acum, în acest moment, care ar fi primele, să spunem, 5 puncte pe agenda dumneavoastră, prioritățile de la 1 la 5 pentru județul Dâmboviți, așa cum le vedeți și pe care v-ați apucat să le implementați rapid sau să continuați, dacă e vorba de proiecte în derulare. Păi primul prioritar, 1. Infrastructura rutieră a județului. Am vorbit în inimă despre așa, o să mai tot amintim să vorbim. Ceea ce înseamnă infrastructura de apă și canal, avem cel mai mare proiect din România legat de acest aspect, 222 de milioane. Postmediu 2 sau cum se mai numește. Program operațional, da. Infrastructură mare 3. Poimul. Proiectul tot pe operațiune, pe infrastructură mare, pe ce înseamnă colectarea selectivă a gunoilor. 4, un parteneriat real între mediul academic, mediul învățământului liceal, tehnic și agenții economice în ceea ce privește pregătirea, școlarizarea forței de muncă din județul Dâmboviți. Și adaptarea la cerințele pieței. Pentru că nu vă supărați, cred că și universitatea și liceele târgoviștene trebuie să-și adapteze oferta educațională la ce cere piața. Și vă spun foarte, foarte sincer, piața cere ingineri, cere specialiști în design industrial, în marketing, specialiști în tehnologia frigului, tehnologia sudurii, specialiști pe ce înseamnă partea de automotive, să nu uităm că avem în zona Titu un centru de cercetare din acest punct de vedere și să-mi fie iertată, să spun așa, îndrăzneala, cere mai puțin teologii, profesori de sport, juriști și așa mai departe. Adică, cumva trebuie. Și vă spun că am implementat cu succes alături de cei de la Arctic acest program, acest învățământ dual în care s-au făcut aceste clase, aceste școli profesionale și vreau să vă spun că au fost bătaie pe locurile pentru așa, pentru că oamenii primesc o bursă și primesc un loc de muncă. Dați-mi voie să vă spun că mie mi se pare o idee absolut senzațională. Despre asta s-a mai tot vorbit. Despre nevoia adaptării oferte educaționale la cererea de pe piața muncii s-a tot vorbit, se tot vorbește, sunt seminarii, dar este prima oară când un reprezentant al administrației la așa nivel pune pe lista de priorități această armonizare a ofertei educaționale sau a pregătirii în școli și universități și cu cererea reală de pe piața de muncă. Este un lucru absolut senzațional și oferă poate mult mai multe șanse tinerilor de a-și găsi loc de muncă decât dacă am aduce în plus alți investitori, pentru că și ei vor avea nevoie de oameni pregătiți pe care nu-i vor găsi. Și locul 5, locul infrastructura 5. Din zona montană, Padina Pește. Păi este infrastructura, proiectul, vorbim la general. Este copilul deschid. Dumneavoastră stațiunea, da, peștera. Păi trebuie, trebuie să o faceți, pentru că altfel și ce, lăsați pe oamenii cu impozite mari, dar fără să aibă și... Eu am avut o discuție cu un domn reprezentant al lor și l-am spus, bă, haideți să fim serioși și să înțelegem că nu dacă postăm un anunț pe Facebook sau un comentariu, lucrurile se rezolvă. Și i-am dat o replică, de adevărat, am discutat în privat. Și cred că nu se supără dacă fac referire la această discuție. Ne-am spus așa, domnule, s-au derulat atâtea proiecte. Zic, am fost și eu în Austria la schi când îmi permiteam. Acolo fiecare deținător din ala de pensiune, fie că avea un imoc, fie că avea o sărăriță, fie că avea o perie din aia, zic, ce v-a împiedicat sau dat banii ăștia pentru IMM-uri să vă asociați? Și până vine autoritatea, eu nu neg că este obligația autorității să vină să dezăpezească Zoom. Da. Dar până vine autoritatea să aveți și voi un utilaj, că s-au dat până la 200.000 de euro. Cu 200.000 de euro vă puteți asocia și lua acolo, faceți un loc de garare care să aveți vara pentru curățenie, iarna pentru dezăpezire și știți care spune ce mai lăsa fără replică. M-ai făcut să mă gândesc. Da, te-am făcut să te gândesc, pentru că trebuie să gândiți așa, adică să depășim această paradigmă doar de a cere de la celălalt și hai să facem împreună ce putem să facem și după aceea să aștept și ajutor de la comunitate.
Infrastructura rutieră, infrastructura apă canal, tot pe programul operațional infrastructură mare să ne ocupăm și de gunoaie, ar mai fi parteneriatul pentru armonizarea ofertei educaționale cu cererea de pe piața muncii și dezvoltarea infrastructurii din zona montană, cele 5 priorități ale domnului Alexandru Oprea. Îmi pare rău, nu mai avem timp să discutăm despre politică săptămâna viitoare, cu drag, mai ales că se apropie conferința județeană a PSD, care e foarte fierbinte așa ca și eveniment. Doamnelor și domnilor, ca de obicei, o reală plăcere să-l avem aici pe domnul Alexandru Oprea. Mulțumesc pentru amabilitate și doresc succes în toate cele pe care și le-a propus. Toate bune, domnul Jojo, și de fiecare dată voi răspunde cu plăcere invitațiilor dumneavoastră și ale colegilor dumneavoastră. Weekend liniștit tuturor, doamnelor și domnilor.